ziua bună, urmăritorii mei, prietenii mei, din... Nu comunitate, nu am o comunitate, nu știu. Asta e comunitate? Nu știu. Prietenii mei care i-am eu pe pagina mea. Vă mulțumesc că sunteți. Și să vă răspund la cine, la doamnele care m-au întrebat în privat. Deci, n-am avut timp să intru, că n-am timp să scriu, n-am timp să vorbesc, că aici vă răspund la toate. Acolo particular, pentru că am avut și o problemă cu nepoțelul meu, s-a jucat cu ăla la mai mare, l-a dat jos din pat și a avut o întorsă și azi noapte pe la 2 eram la prontul socorso și în fine, acum mai bine, acasă, liniștit. Da, de asta zic, vă zic aici ca să vă spun la toate. Deci referitor la ce se întâmplă la Strehalea. Deci v-am mai spus, eu acum în ultimul timp nu i-am cunoscut decât tot pe YouTube ca dumneavoastră. Eu vă spun ce am cunoscut în trecut și nu s-o schimba multe. Pe mine mă fascinează Leo. Băi, omul ăsta e în trend cu toate. Și la un nivel. Așa. Deci, a fost embargo. Păi ce făcea el la 17 ani? Nu făceau alții cu... Așa, cu 4 clase și 17 ani. Făcea multe. Și făcea... Păcat că s-o lăsa pe mâna prietenilor. Că vă zic, Leo... Leo, dacă nu intra în amantâlcuri, nu, că e prietenii din ăștia, prieteni invidioși, pentru că v-am mai spus și vă spun. S-au distrus atâția oameni, ce, care e cea mai mare ispită pe lumea asta? Femeia. I s-o băga femei pe gât. Bine, calitatea lor. Calitatea lor. Nu știu dacă Leo căuta calitate, că nu cred că... Făcea casting cu diplomele de bacalaureat, de bacalaureat sau de terminal de master. Alte calități trebuia să aibă. Sau defecte, în fine. Deci pe el prietenii l-au distrus. L-au băgat pe la cazinouri și unde l-au băgat, în fine. Pe mine, ce-a făcut el, asta e treaba lui, dar pe mine v-am zis, eu am tot respectul pentru el, tot respectul toată viața. Deci mă fascinează la el că e în trend cu toate. Deci s-a terminat cu aia, cu embargo, au început chestiile cu dărâmarea combinatelor, fabricilor, cu ferul, cu asta, au trecut pe acolo. Cum mai făcut eu? Cu evaziunea aia au greșit. Pentru că el dosare a avut de mult. Da, s-o, cum zic eu, dosare că au fost unii care l-au reclamat aiurea și până la urmă s-au ținut dosarele niște ani și... cum să vă zic eu vouă, s-au clasat, în fine. Deci dacă s-au clasat și probabil s-au găsit nevinovat. Ce am vrut să vă zic e că el și acum a început internetul, a început televiziunile, show-urile TV, s-au băgat acolo. Acum cu internetul. Măi, el și-a făcut un personaj din el și din familia lui. Sunt niște personaje. V-am spus și vă spun. Nu cred că sunt toate adevărate. Nu cred. Sau că Anca i-a zis lui Ursu și Ursu i-a zis lui Anca și Maria cu Leo. Păi Anca vinde, mă, v-am mai spus. Anca e un produs care vinde și cât va vinde, cum sunt și sportivii aia, când sunt la o limită. Hai, facem, poate nu fac comparația bună. Dar că se termină cu asta și lumea o să plictisească la un moment dat de neplata curentului și cuțitele luate din bucătărie. Astea sunt așa. Și pro și contra, atunci o să mai găsească ei motive. Cine știe ce motive o să mai găsească? Acum, deci, curentul îți dau și ei seama că s-o cam plictisit lumea. V-am spus, în casa mare unde a făcut-o Leo, nu știu cum e, într-adevăr, spereți el mari și lungi, dar în casa unde stă Goicoanea,
Eu nu știu să fie frig. Nu știu să fie frig. Eu știu când mă duceam la ei, stăteau lejer, frumos. Așa știu eu. Da, cu lemnele. Problemă cu lemnele. Problemă cu curentul. Problemă, v-am zis, trebuie să-și găsească niște motivații. Și dacă ați observat, toți din familie intră, plus domnul Sică. Ba, stai, să-i venut-o? Ai prins-o tuto? Pure mici? Grație! Bărbatul meu știe să cumpere și mici, nicio problemă. Chiera de la Voro, că la doamna un po matură ori ragațina? Că la matură. Că e madre de sua ragața. Ce am vrut să vă zic? Deci, își fac subiecte. Deci acum, cu Anca, că eu zis la ursul, era tot, deci, nu cred. Nu cred. Nici că o dormi pe jos, că ați văzut voi că o dormi pe jos, a putut să pună, cum au fost dezmembrate tot, a putut să pună o saltea jos, să, dintr-o atâta calorifere care le-o cumpăra noi. Și chiar dacă dormea pe o saltea, nu putea să pună asta și o luat, amă, pătura aia în spate și tot pentru vizualizări. Și vă zic o chestie. Nu știu dacă ați observat de-a lungul. Ia, uitați-vă voi la toate vlogurile reginei, regina mamă a prințului. Nu regina Elantă, Lenuța, a Elantă. Când, dacă ați observa, cât o protejează pe Anca. Deci lumea, vede numai ce, cum să zic eu, la suprafață niște lucruri. Deci e de acord cu Leo. Ba, așa e Anca, și cu tare, și cu tare. Da, ați văzut când Leo sare calul, cum îl pune la punct? Nu, stai că nu, stai, termină. Olga a venit să dea în Anca, să-și facă și ea vloguri. Ce-a făcut Maria? O măritat. Sau ce legătură are cu Olga acolo? În orice caz, Olga e mai liniștită acum. Eu o văd mai liniștită. Și nu a fost bătută, a fost tot pentru... nu cred că a fost bătută, că nu stătea. Stătea Olga. Mai, o suferit ea în viața ei ca să mai sufere și acum niciodată. Deci, așa. Dacă cineva vrea... ea zice. Pentru că eu o cunosc. Deci, știți când e periculoasă Maria? Când te lingușești. Când îi faci și amar de cor cu tine. Până te descoasă ea tot și știe ea tot și știe unde să... atunci să-ți fie frică. Dacă Maria se ceartă cu tine și Maria te face o școțe și că Maria... pentru că eu am fost într-o situație cu ceva, v-am mai spus că am fost despărțită de bărbatul meu o perioadă pentru că am vrut să... nu trag după mine când am ajuns la el, că am avut o problemă foarte dificilă și mi-a fost frică să nu-l trag după mine, că erau copii, trei copii. Cum să rămână? Cu toate că nu era vinovat cu nimic, cum n-am fost nici eu, că după aia am primit despăgubiri și în fine. Și s-a venit, normal, s-a venit, că ce, a venit asta, să nu știu ce și nu știu cum să ia... Până atunci Maria era cu mine la cuțite. Era, eu, mă lași în pace, nu, că, și nu știu cum. Când a venit altcineva să vorbească ceva de mine, nu vă spun ce a făcut Maria. Niște cuvinte care nu venea să cred că iasă de la Maria ca să mă apere pe mine, adică să mă... Și au mai fost cazuri acolo. Deci dacă pentru mine, care nu eram angajată, eram asociat cu fiusul și alte chestii, s-au băgat. Când era vorba de angajatele ei, nu vă puteți imagina, chiar dacă le făcea cu ouă și coțet și dacă mama mea ce făcea câteodată, deci venea să iei câmpi. Dacă venea cineva din afară, să te ferească sfântul ce făcea. De fetele mele să nu vă atingi, că de unde știi tu, băi, pleacă de aici, că era leoaică. Și cu Anca. Deci deschideți-vă bine ochii. Zice de Anca, că a avut.
Dar când vorbește Leo și începe Leo să spună aberații cu scări, cu Spider-Man, sau nu știu ce. Cum zice Maria? Tai singur, tai, tai, vezi de treabă. Nu știu dacă ați observat chestia asta. De asta zic. Cum ar face vizualizări? Anca se plânge de Maria, Maria de Anca. E un teatru. Câte femei, măi, oameni buni. Era dat pe la toate televiziunile cu Carmen Șerban. Deci în perioada când eram eu, era cu Carmen Șerban. Unde era Leo vinere? Acasă, lângă Anca. Și venea cu cadouri și v-am spus, rochii de la, comandate de la Milano, rochii comandate la nu știu ce case de modă. Că nu o lăsa Maria, că ce? Că capoate, ca româncele, că așa zice, zic ele la rochii, capoate. Dar Leo îi aducea. Deci v-am mai spus cine a avut SLK cel mai frumos din primile loturi de SLK din România. Leo care l-a dat lui Anca. Motivație, zice că nu intru eu cu picioarele. Da, de unde? L-a luat de prima dată lui Anca. Cine nu știe, nu știe. Carmen Șerban îi cânta, să-l caută cel verde, crezând că el dă ei. Niciodată, el l-a luat pentru Anca. Deci, că s-a dus cu una, cu alta, cu însurători, cu... Tot acolo se întoarce. Băi, oameni buni. Și fetele astea care își fac iluzii de șarte. Ăsta li sângele. Credeți că e primul, el din Strehaia sau alții care cu românce și cu alte nații s-au avut și sârboaice unii. Și unguroaice de pe la Timișoara. Ăștia aveau boala unguroaicelor, romii din Timișoara. Și-a dus, și-a făcut, și-a adres. Și la urmă și-a luat alea tălpășițele și-a plecat cu fumul în fund. Pentru că, nu știu, eu așa zic, că e un teatru. Deci, acolo nu se va despărți nici Anca de Goicoanea, nici Goicoanea de Anca, până Dumnezeu să facă vreo așa. Nu se intre la de în depresie, stați liniștite că nu se intre. Dacă la suferința care o trase atunci când o tras și tragedia care o avut-o, o rezistat și de-a lungul anilor, acum pentru plata curentului și frigul din casă, na, și cu bucătăria și cu... Și altă doamna cu care m-a întrebat ce cred de logodnă. Păi așa se aude pe la Strehaia, că se pregătesc de așa ceva. Nu știu. Deci, din așa și așa se aude, că s-ar pregăti de așa ceva. Nu cred că eu, după mine, la ce s-a întâmplat cu amândoi, și cu fiusul, și cu fiisa, și cu nepotul, nepoții, că ar trebui să închei odată cu mizerabilitatea asta, cu prostia asta, să logodească la vârstele alea. Ar trebui. Da, acum e foame de galben. Și mai ziceați de lumina că se ia copii. Cum se ia, mă, băieții de acolo? Cum se ia? Păi se ajunge la alte chestii. De la în etnia lor, băieții nu iese din casă. Duce steagul, cum zice Maria. Nu știu, dar eu mă simt prost când îi zice Leonard va duce steagul. Deci, săracul Alex, cum se simte? Că el e mai mare dintre frații. Sau așa o fi la ei, el mai mic. Nu știu. Și când vorbește Leonard, da, domnule, stați liniștiți. Toți vorbim cu... copiii noștri nu au vorbit prostii. Când erau mici. Păi are, stați așa un pic. Câți ani are Leonard? 7 ani. Educația copilului vezi când e de 14-15 ani. Când își dă seama el de anumite chestii. Când, chiar dacă, ce crezi, că dacă stă mut și nu vorbește, știi tu când se duce între copii cum vorbește? Sau știți voi educația copiilor din alte, din etnia lor de la alții? Stați liniștiți că nu știți. Deci v-am răspuns, doamnelor. Deci cu logodna așa se aude. Așa se aude, nu știu eu, că n-am vorbit direct cu ei. Probabil și alții trag concluziile astea că
Maria, atunci eu fac modificări în casă și alte chestii, nu că niciodată. Doar pe Maria de nu știu cine. Așa. Cu ce cred eu de cearta acum cursul, nu cred nimic. Nu, eu nu cred în așa ceva. Eu se face pentru vizualizări. Că sunt oameni care, nu știu, prins așa o ură pe o persoană care nu ți-a făcut nimic și dai în ea. Nu știu, alții sunt, eu v-am zis, când sunt cu realitatea, cu ce greșește Maria sau nu greșește, poate și ea s-o aduna multe, ce să spun, i s-o aduna multe și nu știe cum să mai țină balanța. Nu mai știi. A făcut multe la viața ei, dar multe le-a făcut Ion. Și casa nouă, deci să terminească, să plece Anca, de ce să...